numărul de hoții și de crime și nu contează, sunt contra unui cetățean simplu sau ține de securitatea țării. De securitatea națională a țării este la pământ, fiecare la noi în țară face ce vrea, când vrea și cum vrea. În plus la asta, situația criminogenă care este azi în țară, haideți vorbim pe buni, că n-a cerut demisia domnului ministru Iefros, care în emisiune direct a spus că nu avem crimă organizată. Eu o să ies detaliat, domnul Gonțamos, vă dau doar niște cifre la capitolul ăsta. Deci asta e din statistica oficială scoasă din Ministerul de Interne. Anul precedent, infracțiuni realizate de grupuri organizate criminale. Anul trecut 117, anul ăsta 492, au crescut cu 320%. Asta e statistica pentru primele, nici nu 8 luni, pentru primele 7 luni. Ca să înțelegeți, eu am dat, de așa o nadă, în sens bun a cuvântului. Eu am înțeles cum îi mint pe partenerii de dezvoltare cu date statistici care cumva se uită la noi, deci, dar cum descoperirea la crime în Republica Moldova, la unele 52%, la altele cazuri 55%, când astăzi, spre exemplu, în Germania, e în jur de 40%, știi? Și nu înțeleg și România alături și Germania, cum moldovenii atât de tare progresează. Eu o să ies separat, eu cred că o să fie uimit și toată țara și în special partenerii de dezvoltare. Numai că pe aici am mai găsit ceva la dânș, tare interesant. La moment sunt înregistrate 324 de cauze penale la capitolul infracțiunii contra drepturilor poliției. 324 de dosare penale poliției, din care 92 de cauze penale au fost expediate în instanța de judecat, 55 clasate, 92 de cauze penale au fost expediate în instanța de judecat, și orice sene de dâns, că eu pe tot prind, îi dau drum, o pun pe Marina Tăruscot și mai departe. Numai că din 324 de cauze penale, 177 rămân în gestiunea azi numai a poliției. Deci noi avem 177 de dosare pe policieni din Republica Moldova. Ce înseamnă este 177 de dosare? Sunt folosite doar 7 articole din codul penal. Primul, împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral, articolul 181, coruperea electorală, 181, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare, 181, alinea 3, finanțarea legală a partidilor, 182, falsificarea rezultatelor votării. Tu ai văzut câte noi infracțiuni azi avem în țară? Și din 324 de cauze penale înregistrare, 177 sunt gestiunea poliției. Deci tu îți închipăți câți sunt implicați în filajul, în activitatea politică, câți polițiști sunt implicați. Asta eu îți dau datele fără SIS și fără CNA. Când 177 de dosare sunt numai pe policieni, îți dai seama cu ce se ocupă azi la noi și spre ce mergem noi azi cu dânșa. Așa că toate declarațiile dumnei, Gheorghe, oamenii în 4 ani de zile s-au dat seama. Da, au avut succes la capitolul relații externe. Dar de mai multe ori am spus, sindromul Gorbaciov, când ești aplaudat pe hotare și ești tot mai mult urât în interiorul țării. Pe mine mă doare statistica reală astăzi.